În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, s-au spus atât de multe de-a lungul anilor și secolelor despre Sfânta Cruce, încât am putea spune așa, pe lângă cheia raiului, cheia care deschide iadul și-l golește, cheia mântuirii noastre, scara care leagă cerul de pământ, sceptrul împăraților credincioși, arma supra diavolului, crucea este biserica în sine. Dacă nu am avea Sfânta Cruce, nu am avea nici mărturia credinței ortodoxe. Credința creștină, una sobornicească și apostolească, s-a născut pe crucea lui Hristos. Crucea, pentru elini sminteală, pentru evrei nebunie sau păgâni, este cea mai lăudată de Apostolul Pavel. Nu mi-este a mă lăuda decât numai în crucea Domnului meu. Și Mântuitorul pune accent tot pe acest cuvânt. De vrea să vină cineva după mine, să se lepede de sine, adică să-și lase sinele propriu, să-și ia crucea sa. Cum înțelegem noi sinele cu crucea? Aici e foarte mare dilema. Când e sinele meu și când e crucea lui Hristos? Îl auzim pe Ioan Botezătorul spunând, drepte faceți cărările lui. Ceea ce înseamnă că toate cărările, cum spuneam noi de mult un proverb, duc la Roma, Hristos vrea o singură cale, eu sunt calea. Deci când spune neteziți căile lui, înseamnă că sunt doar cărări ale adevărului, ale dreptății, ale smereniei și ale cunoașterii de Dumnezeu. Adevărata viață veșnică este ca lumea să te cunoască pe tine, singurul și adevăratul Dumnezeu. Și pe Iisus Hristos care l-ai trimis în lume. Crucea are câteva umbre Vechiului Testament, simple, adânci ca text, adânci ca formă, adânci ca umbră, reale ca lucrare. Stâlpul cu șarpele de lemn din vremea lui Moise, toiagul care lovește marea înainte și cruciș, patriarhul Avram care își pune mâinile cruciș și toți patriarhii peste fiii lor, și apoi încet crucea devine pentru poporul roman un element de tortură groaznic, prin care erau pedepsiți, cum ai spune, cei mai mișei, cei mai ticăloși, cei mai răi, ca să sufere mult. Smerenia Domnului Hristos depășește orice adânc de smerenie potrivit firii omenești, și chiar dacă David adeseori spune, fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea e pururea, el e tot împărat cu coroana pe cap, tot lumea îi se pleacă, tot lumea îi pune masa, tot slujile îi întind hainele, patul, îl spală, îl hrănesc și el este totuși smerit, dar împărat. Hristos se încinge cu ștergarul și se pleacă asupra umanității și personal spală picioarele apostolilor, arătându-ne nouă o cale mai presus de cale. Și spune așa, între voi nu trebuie să fie așa. Și iarăși spune, între voi nu trebuie să fie ca între dregători și oamenii lumești. Cine vrea să fie mare, să fie tuturor slugă. Și cu ștergarul încins, spală picioarele apostolilor, iar ultima parte a textului sună așa. Și cel ce ia ștergarul, acela ia cununa. De ce? Pentru că eu n-am venit să mi se slujească, spune Domnul Hristos, ci am venit să slujesc. Spune Domnul Hristos, eu n-am venit ca lumea să se închine mie, ci eu am venit ca lumea să aibă viață și să o aibă din belșug.
Vorbim de pâinea vieții, vorbim de pâinea care vine din cer, vorbim de apa vieții, cel însetat să vină la mine și să bea, și spune, nu va mai înseta niciodată. Samarinencii spune chiar că va bea apa cea vie. Și atunci stăm să ne întrebăm, de unde vine această viață? Are rădăcina tocmai în pomul vieții în rai. Când primii strămoși ai noștri, protopărinții Adam și Eva, mâncau din pomul vieții, erau veșnici și nemuritori și vorbeau cu Dumnezeu. Când au ales să schimbe fructul și au schimbat locația, lepădând sfatul lui Dumnezeu și stând la sfat cu diavolul, s-au trezit mâncând din pomul cunoașterii binelui și răului. Și de la alungarea din rai și până astăzi, noi tot mâncăm din pomul cunoașterii binelui și răului. De aceea sinele nostru se îmbogățește cu fiecare cunoștință în plus. O facultate în plus, o cercetare în plus, o diplomă în plus, o specialitate în plus, o speță în plus unui biolog, unui radiolog, unui fizician, unui genetician, unui ginecolog, unui chirurg, unui cardiolog, unui... fiecare ce vrea el. Și aceasta la sinele nostru adaugă câte o hârtie, câte o ștampilă, câte o semnătură, câte o aprobare, câte o confirmare, dar lipsește cea mai înaltă hârtie. Cum sună cea mai înaltă hârtie? Cine vrea să-și câștige sufletul, trebuie să-l piardă în lumea aceasta. Și cine cruță sufletul său în lumea aceasta, îl va pierde în cea viitoare. Apostolii vin la Mântuitorul Iisus Hristos și folosesc o expresie foarte interesantă. O auzim din gura apostolului Petru. Doamne, dar cu noi ce va fi? Și Mântuitorul schimbă subiectul. Spune atât, eu v-am ales pe voi martori, voi ați fost cu mine la noirea lumii, sunteți martorii mei în cer și pe pământ, de aceea când voi judeca lumea am să pun 12 scaune, o să vă pun pe acele jilțuri să judecați cele 12 seminții lui Israel. Petru, fiind omul pragmatic, cu familie, cu soția, a spus, bine, bine, aia, lasă funcția asta care o să fie, nu știu când, nu știu cât contează noi, ce facem, din ce trăim, cum ne mișcăm, cum existăm. Și Mântuitorul schimbă din nou subiectul. Nu vă bucurați că scoateți draci, nu vă bucurați că vindecați bolnavi, nu vă mirați că faceți minuni. Celor ce cred, acestea le urmează de la sine. Așa că în momentul când vedem foarte slabă cantitatea de minuni care ar trebui să o zărim din faptele și din actele credinței, ne dăm seama că ori Dumnezeu stă ascuns de noi, ori noi suntem departe de El. Dar cert este că minunile sunt foarte rare și chiar și atunci când se întâmplă o minune, o trâmbițăm și o umflăm și o redactăm și o polilogim și o povestim, pe când Mântuitorul a cerut foarte simplu în Evanghelie. Taci, nu spui nimic nimănui. Mergi la casa ta. Nu spune nimănui nimic. Deși același Mântuitor spune altădată, mergi și spune oamenilor cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Deci e o antinomie aici. Taci, nu spune, du-te și spune. Du-te și spune, taci, nu spune. Ai putea spune, domnule, dar tu ce vrei până la urmă? Știi ce vrei? Cum adică azi îmi spui să tac și mâine să spun? Proverbul spune așa, taci tu să vorbească faptele tale. Sau, pomul se cunoaște după roade și omul după fapte. Sau, omul bun scoate cele bune din vistierii sale, pe când omul rău le scoate pe cele rele. Sau, vezi zbârna ta și nu paiul tuia. Sau, din prisosul inimii vorbește gura.
Deci, până la urmă, sinele nostru poate ucide sau poate zidi. Poate zidi în Hristos, dacă ți iei crucea și urmezi Lui. Și cum descoperim aceasta? Foarte simplu. Un tânăr bogat și plin de cunoașterea legii și păstrător al legii din tinerețe vine la Iisus Hristos și îi spune așa: ce să fac să moștenesc viața cea veșnică? Mântuitorul îi pune prima întrebare ca să arate nivelul de înălțime la care s-a suit prin gândirea rațională, nu prin trăirea duhovnicească. Și spune așa: știi poruncile? O, dar cum sunt, le știu învățătorului, cum să nu? Să nu furi, să nu ucizi, cu tare, tare, le știu din tineret toate. Și le și păzesc. Ei, atunci mai ai de îndeplinit o poruncă. Dacă poți să fii smerit, să vinzi tot ce ai și să-mi urmezi mie. Și aici se ridică încărcătura crucii. Că tânărul s-a întors întristat la casa sa, căci avea multe bogății. Evanghelia exact așa începe: cu un dregător bogat a venit la Iisus. Și Iisus l-a privit cu drag. L-a privit cu drag din trei puncte. Mai întâi că era tânăr și realizat, deci un om cu capacitate, un fond sănătos, serios, cultul muncii, demnitate, ambițios, tot ce trebuie să aibă un bărbat adevărat. Doi, și cunoscător de lege și păzitor al legii, și pe deasupra și foarte avut. Dar cum să împaci tu acum? Eu, sinele și Dumnezeu. Dacă ar fi fost sărac, era mic în ochii celor de jos. Dar fiind bogat și cu nume bun, a și avut acces la Iisus. Și Iisus vrea să arate că la El nu se vine prin intermediul meritocrației. Asta e valabilă în industrie, în știință, în tot ce vrei tu lumesc. Dacă ești un meseriaș cel mai bun, te caută toată lumea. Dacă ești cel mai bun mecanic, te caută toată lumea. Dacă ești cel mai bun doctor, te caută toată lumea. Dacă ești cel mai bun croitor, te caută toată lumea. Dacă ești cel mai bun geambaș de animale, te caută toată lumea. Dacă ești cel mai tare sculptor, te caută toată lumea. Dacă ești cel mai tare pictor, te caută toată lumea. Dacă ești nimic, nu te știe nimeni, ești anonim. Și atunci, din start, folosim expresia și spunem: n-am om să mă arunce. Cine să mă ajute și pe mine să salt? N-am pe cineva. Se râdea în vremea comunismului că PCR înseamnă pile, relații, cunoștințe. O fi și așa. Dar întrebarea este că la Hristos nu se vine pe această metodă. De aceea îi spune: ca să poți fi egal cu ceilalți, întâi trebuie să fii mare fără bogăția pe care te bizui și îți creează baza numelui tău. Cum spunem noi când mergem undeva? Sau poate chiar avem grijă să folosim. Știți? Eu sunt băiatul doctorului cu tare, sunt băiatul profesorului cu tare, sunt băiatul inginerului cu tare, sunt băiatul, dacă știți, eu sunt rudă cu ăla care a făcut cerul și pământul și l-a pus pe o parte și l-a așezat pe cealaltă parte și așa mai departe. Ăsta se numește traficul de influență rațional. Tatăl tău poate fi și Dumnezeu. Dacă tu nu te ridici la măsura lucrării, cum ne spune Iisus Hristos în Evanghelie, tu ești zero. Așa spune: Tatăl meu lucrează și eu lucrez, Tatăl meu face lucruri pe care și Fiul întocmai le face, eu și Tatăl una suntem, și îi spune chiar lui Filip: n-ai văzut că Tatăl e întru mine și eu întru Tatăl? Eu vreau ca tot să fie una, deci are un standard, nu se discută că noi spunem așa: dar n-ai văzut cu tare ce face, dar n-ai văzut cu tare ce face, dar n-ai văzut cu tare ce face. Astea nu sunt standarde.
Astea sunt niște stereotipe, șchioape, bolnave, opace, pe care oamenii le cred valori. De aceea în rugăciunea maslului, la rugăciunea 5, spune așa: toată dreptatea noastră înaintea lui Dumnezeu e o simplă cârpă lepădată. Adică nu veni cu vrăjeală că la Dumnezeu nu ține. Leapădă-ți toate ale tale și urmează mie. Și Evanghelia e foarte categorică. Cel ce lasă mamă și tată, cel ce lasă frate și soră, nevastă și copii, casă, averi, bogății, holde, țarine și urmează mie, vrednic este de mine. Nu ăsta era subiectul. Noi vorbeam de ultima hârtie care ne lipsește nouă ca să fim acolo unde ni-i locul. Avem atestat, avem diplomă, avem certificate de invenție, avem brevete de invenție, avem certificate de calificare, avem diplome de calificare, avem un CV, ați văzut când se duce câte un profesor de ăsta sau câte un domn de ăsta să prindă o funcție mare, duci un braț de hârtie acolo, le cari cu căruciorul. E și proverbul popular, un prost îl îngropi în hârtie și mort în pământ. Deșteptul nu are nevoie de așa ceva, de ce? Pentru că înțelepciunea lui zidește pe alții. Prorocii n-aveau diploma de proroc, ci erau insuflați de Duhul Sfânt. Atât. Drepții Vechiului Testament n-aveau diplomă de drepți. Azi avem mii de diplome de drepți. Ce facultate faci? Facultatea de drept. Tu faci un drept strâmb. Din start, legea lumească merge pe minciună. Și mi-a spus, dar nu e adevărat, dar eu am să fiu cel mai tare avocat și cel mai tare judecător. Tu nu poți fi mai drept ca Evanghelia. Evanghelia strigă clar. Adevărul trebuie răstihnit. Răstihnește-l. Interesantă ideea. Nu e a mea, e a lui Sozomen. Un scriitor bisericesc. Și pe lângă tot dosarul ăla de hârtii, când ajungi la poarta raiului, pentru că acolo nu este pe digital, este pe scrise, așa spune că vorba zboară, scrisul rămâne, fiecare nume trebuie să aibă o identitate. Și hai să căutăm acea identitate. Petre! Bucură-te că am scris numele voastre în cartea vieții. Asta e diploma cea mai mare pe care noi trebuie să o pândim și să nu ne scape de sub mână. Ei, această diplomă a putut-o lua împăratul Constantin când a văzut pe cer semnul crucii, scris deasupra: în acest semn vei învinge. A umplut toată armata pe coifuri cu cruci, pe hamurile la cai, pe sulițe, pe flamure. Și cu astea foarte mică și-a bătut doi discipoli, doi rivali din neamul lui, la podul Vulturului, pe Maxențiu și Liciniu, a proclamat edictul de la Milan, 318, a dat libertatea creștinismului, a scos biserica din catacombă, a dat drepturile bisericii, a luat religia oficială de stat creștinismul. Poate că și creștinismul, profitând de această chestie, a mai derapat. Și atunci biserica a trecut prin anumite încercări, pentru că așa s-au născut anumite secte. E greu să te lepezi de sine, e greu să duci o cruce în spate și să-ți dai seama că e de tâlhar, fie bun sau rău, cu intenții bune sau rele și nu al lui Hristos, de aceea spune să-și ia crucea sa și numai mie să-mi urmeze, nu alta. Pentru că tâlharul cel bun, când era bătut în cuie, n-a spus: Doamne, eu vreau crucea mea și să mă duci undeva. De ești tu Fiul lui Dumnezeu să mă pomenești când vei fi într-o împărăția ta, adică ce i-a cerut în mod indirect, fără să-și dea seama, scrie-mă în cartea vieții tale. Știu că poți face asta. Și atunci o angură de aur îl fericește. O, tâlharule și al raiului tâlhar, cum ai știut să furi cu limba raiul și cu trupul cele materiale? Deci, asta este o mare taină. Nu știm ceasul și clipa în care vine Fiul omului, nu știm clipa în care murim, în ce te va găsi moartea, între aceea te va judeca, cum te va găsi, așa te va lua. Dar important este
ca numele voastre să fie scrise în cartea vieții. Numele lui Iisus Hristos s-a scris în cartea vieții, adică în Sfânta Evanghelie, pentru că este cuvântul cel veșnic al lui Dumnezeu, în chip de rob ca om și fiu veșnic cu Tatăl. Dracu n-a știu cine-i, dar el, cuvântul veșnic, stătea ascuns în umbra pomului vieții. De aceea scrie că taina era din veac ascunsă și de îngeri neștiută. Prin tine, născătoare, celor de pe pământ s-a arătat, pe cuvântul întrupat văzându-l, pe Fecioara o ferici. Oamenii s-au obișnuit mult mai bine la pomul cunoașterii binelui și răului. Am fumat și interesant, am băut și interesant, m-am lăcomit și interesant, am ucis și interesant, am curvit și interesant, m-am destrăbălat și interesant, m-am distrat și interesant, sunt hapsând și interesant, sunt dușmanos și interesant, sunt bârfitor și interesant, vezi cum e viața asta, plină de licurici. Însă, acest pom al vieții a făcut lui dracu un mare serviciu. Nu l-a prostit numai pe Adam, a prostit întreg neam omenesc. De aceea, de la ieșirea din raiul lui Adam și până la nașterea lui Hristos, toată această lume se numește Valea Plângerii. Mi-a plăcut expresia unei femei foarte simple. Era o băbuță din asta super evlavioasă și a spus, dați voi să citesc Vechiul Testament, citește muică, zic eu ți-aș recomanda nou, dar dacă nu e vechiul, citește. Și îmi spune, după o vreme, nu mai citesc Scriptura, aia numai să o omoară între ei, nu-mi place, și prea multă violență. Da? Când omul nu-L are pe Dumnezeu, violența este regina, este cununa tuturor virtuților. Lăcomia, răutatea, dușmănia, pisma, invidia, ambiția, orgoliu, răzbunarea, ține minte răului, neiertarea, calomnia, înjuria, lăcomia, furtul, trândăvia, desfrânarea, toți draci. Asta înseamnă iubire de sine. De aceea Iisus spune să se lepede omul de sine, asta înseamnă mândrie și v-am spus că așa am început. David, deși pare smerit la prima vedere, totuși e rege. Doamne, auzi rugăciunea mea, fii atent, expresie în psalm, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Și ce dacă nimeni nu-i drept înaintea ta? Fii tu drept! Poate fi și un sistem de critică juridică acuzatoare. Noi trebuie să plecăm de la prezumția de nevinovăție pe care Hristos o aduce în Noul Testament și ne o servește nouă în față sub altă formă. Cred, Doamne, și mărturisesc cu adevărat că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel viu, care ai venit să mântuiești pe cei păcătoși, nu știu, n-au nume și nici nu știu cât sunt. Pe cei păcătoși. Ăla, nu știu cine-i. Dintre care cel din tâi sunt eu. Ăsta e sinele care mă face să văd crucea lui Hristos și să mi se deschidă ochii spre o cale corectă. David ca rege, în imprudența, sub influența Duhului Sfânt, că psalmii nu sunt orice, a încercat prin viziunea personală să vadă că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Corect este și în Sfânta Scriptura Noului Testament scrie o zi de este viața omului, nu-i fără de păcat. Și avem și argumentul. E spus în Psalmul 50. Fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea e pururea, perfect. Asta ni se potrivește ca insigna, ca emblema, ca mănușa. Duhul tău cel bun nu lua de la mine, înseamnă că dacă eu mă plâng că Duhul cel bun nu-i la mine, înseamnă că cel rău este cu mine și Efrem Siru le citește, le fură, le miroase și ni le spune, Duhul trândăvie, a iubirii de sine, a iubirii de stăpânie, a grăirii de rău, nu mi-l da mie. Vedeți? Le simțea pusnicul.
Sirianul era bine pregătit în ceea ce privește smerenia, de aceea și când păgânii au năvălit acolo în Siria, nu l-au omorât, l-au luat rob și l-au pus profesor, pentru că avea cea mai iscusită minte. 3 tomuri de pocăință, toate pe baza a 3 expresii din Scriptură. Omul ca iarba zilele lui, ca floarea lui, nimitnicie sunt anii noștri, omul cu deșertăciunea s-a semănat și zilele lui ca umbra trec. Vedeți ce interesant? Astea stau la baza celor 3 tomuri. Bănuiesc că ați citit vreodată plânsul de luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Nu știu dacă le știți. Cine-s mai evlavioș, căutați această cărticică. Plânsurile Sfântului Efrem Siru. Tot David spune așa: Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Păi dacă a plecat Duhul cel Sfânt de la noi, deja e dezastru. Prin Duhul Sfânt tot sufletul viază și prin curăție se înalță. Luminează-se într-o unimea treimii, într-o sfințenie de taină. Deci vezi? Păi cum cântăm noi sara la priveghere? Din tinerețile mele multe patim se luptă cu mine și însuși mă sprijinește și mă mântuiește Mântuitorul meu. Mai spune psalmul lui David ceva foarte interesant. Uitată să fie dreapta mea, de te voi uita pe tine, Doamne. Ce înseamnă de-a dreapta? Binecuvântați-i Tatălui meu. Adică să nu fiu printre cei drepți, dacă eu nu sunt cu mintea la tine. Și tot David dă soluția sinelui curat când spune așa: bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda lui în gura mea. Pavel vine și confirmă în Noul Testament: neîncetat vă rugați să nu cădeți în ispită, că dracul caută ca un leu pe cine să înghită. O să vă întrebați de ce la ziua crucii mă leg de lucrul ăsta, ca să înțelegeți că acest sine care duce după Hristos nu este o teorie politică, nu este o demagogie, nu este o ideologie, nu este o mantră, nu este o incantație. Este o stare de facto. Cât timp Duhul Sfânt nu-i în inima ta, ești zero. Cât timp Duhul Sfânt nu-i cu tine, ești zero. Cât timp ești departe de Dumnezeu, ești zero. Și mai spune David așa: să nu întorci fața ta de la sluga ta când mă necăjesc. Adică când sunt în ispite. Ia aminte spre sufletul meu și îl mântuiește pe el. Asta e taina cruci. Omul a înțeles binele, dar l-a înțeles într-un mod relativ. Însă, Scriptura ne-a dat definiția vieții veșnice. Aceasta e viața veșnică, ca lumea să te cunoască pe tine, singurul și adevăratul Dumnezeu. Și pe Iisus Hristos, care l-ai trimis în lume, să mântuiască neamul omenesc. Atât de mult a iubit lumea, încât pe unicul său fiul l-a dat la moarte. Și ce fel de moarte? Moarte asumată pe cruce, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Dacă Hristos a înviat, spune Apostolul Pavel, și noi vom învia, iar dacă n-ar exista învierea, credința noastră ar fi zadarnică. Și acum am lămurit problema pomului. Răspândirea pe orizontală, fructele când cad, cad pe jos, nu cad în sus. Noi ne aplecăm să le luăm. Aplecându-ne după fructe, tot timpul vom fi cu capul în pământ și nu vom vedea niciodată vârful crucii sau lumina soarelui Hristos care luminează tuturor. Și atunci Iisus a spus așa: rămâne să pun fructul mai sus de celelalte fructe. Și a trecut la o etapă a doua. Prima dată Moise în pustie a spânzurat șarpele pe un lemn și a spus așa: numai cei care vă veți uita la șarpe, deși ați fost mușcați de șerpi veninoși, vă veți vindeca și nu veți muri. Deci îl obligă pe om în mod forțat să ridice capul în sus. Se spune că și Iisus Hristos a făcut aceasta odată.
când trecea prin Ierihon, l-a văzut pe Zaheu într-un dud și s-a uitat la el și a spus, dă-te jos din dud, putea să dea în sus? Adică s-a uitat la el așa, vino, că ești mai sus ca mine, vezi că ești în lucrarea demonică, hai să te aduc cu picioarele pe pământ. Azi s-a făcut mântuire casei acestea, ești și el e fiul lui Avram. Și Zaheu și-a și ispășit pedeapsa, Doamne. Prin milostenie jumate dau totul la săraci și dacă mai este unul care n-am fost drept cu el, de 4 ori îi plătesc. Dar eu pe tine nu vreau să te mai pierd. Asta e o lepădare a sinelui. Iisus a ținut cont de sfatul lui Moise și a spus, viața voastră stă spânzurată pe lemn, și atunci a spus așa, și eu trebuie ca lemnul acesta al vieții, crucea, de aceea îi cântăm bucură-te, lemn fericit, lemnele n-au viață, crucea are viață ca curs pe ea sângele lui Hristos și sămânță din grădina raiului pusă în gura lui Adam adormit. Și în clipa următoare, ia crucea în spate, pleacă cu ea până în deal la Golgota, el știa ținta exact unde trebuie să ajungă, se lasă răstihnit pe ea, cade peste cruce, leșinat, bă, ăsta e momentul să-l bate și pe ăsta în cuie, nici n-are timp să se zbată, au suit crucea sus, numai că între agonie și moarte se petrec tainele cele mari ale creștinătății. Asumarea păcatelor lumii, iartă-i, Tată, că nu știu ce fac, nu le socoti păcatul. Și apoi, când se vede de plin ridicat în aer și toată lumea cu ochii la el, acum e momentul să le arăt că ăsta e fructul care trebuie cules. Tatăl săvârșitul sa. Urmează moartea lui Iisus pe cruce cu semnele aferente, întuneric pe tot pământul, muntele se cutremură, catapeteasma se deschide, tot se sperie, se înspăimântează și centurionul roman strigă, cu adevărat Fiul lui Dumnezeu a fost acesta. Capitolul 1 din Ioan spune așa, la început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul prin care toate s-au făcut, fără de care nimic nu s-ar fi făcut. A venit la ei săi și nu l-au cunoscut, nici azi nu-l cunosc pe Iisus, l-au împărțit în mii de secte. Pavel întreabă, s-a împărțit biserica, a luat Petru, a luat Chefa, a luat Apollo, a luat Pavel? Nu, Hristos e tot întru toate. Asta înseamnă unitatea bisericii, Iisus Hristos. Și apoi, spune, a venit la Isei și nu l-au primit. Unul are o religie, unul are o religie, unul are o religie, fiecare crede cum știe el. Datoria noastră de creștini este să ne respectăm. Ultima anomalie ar fi să dai în cap cuiva că nu crede ca tine sau nu recunoaște același Dumnezeu ca tine. Nu. Pe dătătorul de bunăvoie iubește Dumnezeu. Asta este temelia religiei creștine. Eu pot să mănânc la masă cu musulmanul, cu evreu, cu păgânul, cu budistul, cu oricine, dar nu discutăm în materie de dogmă. Tu ești Dumnezeu cel ce faci minuni. Ești un Dumnezeu viu care ne-ai spus că ești cu noi până la sfârșitul veacului. Iar semnele celor ce cred sunt minunile. Unii spun astăzi, ce minuni, ce toată ziua umblați după minuni? Păi dacă n-ar fi fost minunile, n-am fi avut 300 de ani de martiri și de creștini, punct. Deci am fi fost în afara adevărului absolut. Biserica este vie în orice moment, de aceea din Hristos curge permanent sânge. Din nou e coasta mea împunsă și curge sângele și voi, spune cântarea aceea în glasul Sfintei Liturghii. Hristos, bătut acolo în cuie pe cruce, pleacă capul pe o parte și merge pe scaun cu Tatăl. Ce îi spune Tatălui? Ne spune Chiril al Alexandriei. Tată, săvârșitul, să iată omul perfect, ne-ai ispitit de diavolul. Ți-am curățit, așa cum am promis, firea omenească de tot păcatul. De aceea spune, în iad cu sufletul, în mormânt cu trupul, în rai cu tâlharul, pe scaun ai fost toate umplându-le celălalt ce ești necuprins, pentru că era Dumnezeu.
firea omenească și cea dumnezească sunt unite și neamestecate, cu două fir și două voi, nu mai discutăm Calcedonul, și mă întorc la ce mă interesează. Vine deodată sutașul roman Login, din ordinul centurionului, și spune: ăsta cred că e mort, dar parcă a murit prea devreme. Ia, ca să avem siguranța morții lui, bagă-i tu sulița în coastă. De ce să băga sub partea dreaptă în coastă? Ca să, asta în partea stângă, ca să înțapi inima. În momentul când ai înțapat inima, omul face acel spasm și inima încetează să mai bată. Ai văzut că un om poți să-l omori și cu o lamă de cuțit și cu un ac, dacă vrei. Dar dita mai sulița, dita mai lance. Și de acolo, deși este mort, conform firii, sângele când omul moare se încheagă, se face așa ca răcitura. Se separă hematiile de restul lichidului. Și totuși din coasta lui Hristos curge și sânge și apă. Neașteptat. Ce se întâmplă acolo? Cea mai mare taină a creștinătății. Evanghelia de astăzi pe asta pune accent. Nici nu vreau să mă opresc pe mult. Este dialogul lui Pilat cu Hristos, din care chintesența o știți. Pilat, cu aiureala lui de sine, cu funcția lui romană, cu funcția lui de prefect, cu funcția lui de pretorian acolo în Ierusalim, spune așa: știi că am putere să te eliberez sau să te pedepsesc, cum și noi credem că putem face pe pământ ceva fără Dumnezeu. Sau cum mai spun oamenii câteodată, dacă este Dumnezeu să-ți facă dreptate, de la mine n-ai nicio dreptate. Și a doua zi îl vezi pe ăla care avea dreptatea de împărțit, că nu mai este. S-a șters urma lui de pe fața pământului ca praful în fața vântului și ca tina în fața uliților, care se ia pe roata la mașină până se bătătorește drumul. Mai întreabă Pilat: tu nu știi să-mi vorbești mie? Păi eu te pot și elibera, te pot și condamna, pot să te și răstihnesc. Și Iisus îi spune: da, n-ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Băi, uite-te de unde ți-a venit puterea. De aceea Pavel, folosindu-se de această expresie a Mântuitorului, ne-a spus: supuneți-vă stăpânitoriilor că sunt de la Dumnezeu. Dar tot în Sfânta Scriptură spune să n-ascultați de oameni mai mult ca de Dumnezeu, păcatul-i hotarul, și nu se cade să ascultăm, și se cade să ascultăm de Dumnezeu mai mult ca de oameni. Pentru că oamenii sunt muritori, Dumnezeu e veșnic. Mai spune ceva Iisus? Mai mare păcat are cel ce m-a adus pe tine, pe mine aici la tine. Arătând că Pilat este inconștient de ceea ce împlinește el în Scriptură și în Evanghelie. Pentru că el îndrăznește să-l întrebe pe Iisus ce este adevărul. Iar răspunsul fundamental, care este valabil și astăzi, rămâne tot universal. Dacă ai fi din adevăr, ai ști ce este adevărul. Dar pentru că nu ești din adevăr, nu știi ce e adevărul. Unui om poți să-i vorbești adevărul până te plictisești, că el tot minciuna o ia de lege. Și unui om poți să-i spui minciuna cât vrei, dacă el crede în adevăr, nu se clintește în adevăr. E simplu ca bună ziua. Sistemul valoric, ce este amestec între întuneric și lumină, între zi și noapte, între alb și negru, între adevăr și minciună, între păcat și virtute. Nu stăm să pierdem vremea. Noi suntem aici la locul căpățânii. Așa. Știind Iisus, auzi ce frumos spune Evanghelia, asta să aveți în minte, e tema pentru acasă, că toate s-au săvârșit și a plecat capul și și-a dat Duhul. Nu seamănă un pic ca moarte gândită? Să împlinești totul ca la carte, să împlinești totul exact cum trebuie, să împlinești totul exact așa cum scrie. Să le pui pe toate în rânduială, să le așezi pe toate după scrisul Evangheliei și apoi să spui: Tată, săvârșitul s-a. Și-a plecat capul și s-a dus pe scaunul Tatălui. Tată, am reușit. Ce-a reușit? Să sădească la Golgota, în mijlocul pământului, din nou pomul vieții.
Adică, prin cruce, moarte și înviere, noi putem mânca Euharistie, care este fructul vieții veșnice, trupul și sângele lui Hristos, prin care ne vindecăm. Și asta ne-o spune Octoihul la glasul 8. Frumos și bun era la mâncare rodul ce m-a omorât, cine mănâncă din el în veac nu mai moare. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică, cine mănâncă din pâinea aceasta la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Iată ce simplu, din pomul vieții, prin tulpina crucii, care este spălată cu sângele lui Hristos și rămâne veșnic verde, lemnul scad, dar verde, că așa a înverzit și toiagul lui Aron și toiagul lui Iosif când a luat-o pe logodnică. Și de acolo, permanent, cad fructele Euharistiei. Ce aceasta să o faceți într-o pomenirea mea în veacul veacului, spune Hristos. Ori de câte ori veți mânca și veți bea sângele meu, aceasta să o faceți într-o pomenirea mea. Și la Emaus ni se spune, la frângerea pâinii l-au cunoscut pe el. Și cu bucurie au fugit la Ierusalim și au spus, am văzut pe Domnul. Văzând că Iisus deja murise, nu i-a mai zdrobit picioarele, dar unul din ostași a pus cu sulița, îndată a ieșit sânge și apă și cel ce a mărturisit a văzut că adevărată este mărturia lui, este termenul Evanghelia. Eu am să merg un pic mai departe, ca să închei și eu, dar în alt ton. S-a terminat și problema, s-au dat trupurile jos de pe cruce, au fost îngropate, trupul lui Iisus a fost pus în mormânt, pază pe ce-ți trebuie, nu asta ține de înviere. Noi ne luăm de acum ca orice loc care trebuie pregătit pentru alte eșafodaj când urmează alții la calvar și trebuiesc duși spre omorâre. Crucile au fost aruncate undeva într-un fel de groapă, de hău, așa, ca un fel de șforac, cum am spune, așa, ca într-o văgăunică mică. Și acolo s-au tot dat gunoaie. Iar când a venit Hadrianus, alt împărat nebun roman, care avea ură pe poporul evreu, au distrus tot Ierusalimul, l-au schimbat din Ierusalim în Agia Capitolina și a umplut tot Ierusalimul numai de temple. Acum sunt împărțite variantele. Unii spun că e templul Astarte, altă că e Afrodite. Sau poate că e tot aia și avea două denumiri, n-aș putea să mă exprim. Și-au trântit peste locul unde a fost răstignit Hristos ca să se piardă orice urmă de adevăr, dita mai templu. Piatra care a fost folosită și toate, cioplitura, dată în groapa aia peste cruci. Și-au trecut 300 de ani. Dacă la 329, 330, împărăteasa Elena vine în Ierusalim ca să construiască Biserica Sfintei Învieri, să caute Sfânta Cruce, și ea în vârstă fiind, unii fac confuzie și o mai pictează pe Sfânta împărăteasa Elena tânără ca și împăratul Constantin, n-are nicio treabă. Împărăteasa Elena era mamă, e de vârsta a doua. Deci când ea s-a dus cu bani de la Constantinopol, după sinodul 1 ecumenic, după ce a văzut minunile cu Sfântul Spiridon, cu Sfântul Nicolae, cu moartea lui Are și toate nenorocirile care au fost acolo, că a spus fără minuni nu se poate întări credința, a plecat direct la Ierusalim, avea între 70 și 80 de ani împărăteasa, nu era domnișoară, nu își punea bigudiuri și gene false și haine de mătase, nu, s-a dus cu un scop precis. A spus căutăm până găsim. Și cum arată și Eusebiu de Cezarea și Sozomen, au găsit un evreu bătrân care din neam în neam știa doar atât. În preajma acestei gropi a fost cândva calvarul lui Iisus. Puteți căuta unde vreți. Dar aici, la groapa asta, strămoșii noștri știu că erau aruncate toate obiectele de tortură a celor răstigniți. Și aici au fost aruncate și acelea lui Iisus Galileanu. Și au trecut la săpat, frate, arheologie. Să nu aveți impresia că e o poveste. S-a dus și a luat trei cruci de undeva, a venit cu ele, a să face minuni cu ele. Nu. Săpătură, dat cu târnăcopul și căutat până au dat de cele trei cruci, nici nu știa măcar care. Dar au început minunile, de acum lucra Sfânta Cruce. Întâi a vindecat un om bolnav, după ce a înviat un mort și a zis, împărăteasa, astea sunt. Le-a luat în vapor și dă-i drumul la Constantinopol. Când patriarhul Macarie a ridicat crucea
pe acolo pe postament, pe înălțimea respectivă, ca să fie văzută pe acel podium și arătată lumii, deja se petrecuseră foarte multe minuni. Împăratul Constantin avuse deja semnul cu cerul, semnul cu crucea, deja era împărat în tot Bizanțul, își biruise pe ceilalți doi adversari, pe Liciniu și Maxențiu, deci crucea deja era instrumentul oficial, crucea ta, ar mai dat-o nouă împotriva diavolului. Deci nu mai era ceva nou, numai trebuia arătată lumii ca să o vadă că ea este. Și a doua arătare a crucii a fost în timpul lui Heraclius, când perșii au furat crucea, pentru că știau că e un odor de mare preț a creștinătății, și s-a dus Heracle cu armată, i-a ajuns pe perși, a bătut și a luat crucea înapoi. Și iarăși au arătat-o lumii ca un semn de biruință. Și apoi s-a împărțit în toată lumea, cred că dacă am adunat azi toate părticele din Sfânta Cruce, am face vor 4 cruci. De ce am spus lucrul ăsta? Crucea lui Hristos este una singură pe care noi o primim fiecare întreagă și neatinsă la Sfântul Botez. Se botează robul lui Dumnezeu sau roaba lui Dumnezeu. În numele Tatălui, amin, prima afundare. A Fiului, amin, a doua afundare și a treia afundare a Sfântului Duh, acum și purrea și în vecii vecilor, amin. Când această cruce nu ne-o mai ia nimeni niciodată, pentru că este crucea lui Hristos dăruită tuturor, prin naștere și moarte cu Hristos, înviere și îngropare cu Hristos. Și culmea, vede dracu că asta e taina, esența formulei creștine, acolo își bagă coada. Părinte, mie să nu mi-l băgați în apă. Părinte, vezi că mi-o sărăcește, vezi că are nasul confundat, vezi că-l doare ochișorul, că-l doare ochișorul. Hai mă, las vrăjeală și vezi-ți de treaba dacă ești prostuț. Nu vrei să-l botezi? Nu-l botezi. Dacă nu, adă-l când e mare, dacă te tem când e mic, dar nu schimba tu formula la botez și forma de botez, că e primitiv botezul. Tu ești primitiv și nu știi ce vrei. Odată ce l-ai lipsit pe prung de crucea lui Hristos, ăla crește delicvent spiritual. Și se explică această delicvență spirituală prin miile de atei, prin miile de nihiliști, prin miile de tot felul de scenarii orientale, tot felul de iluminări, tot felul de îndumnezeiri, tot felul de levitații, tot felul de mantre, de incantații. Nu vedeți că se face tot, e plină planeta de tot felul de indivizi care de care mai perfecți și mai... Începe puritatea din a mânca tărâțe și iarbă până a te transforma în vită și sfârșești prin a te sinucide câteodată în unele învățături de genul ăsta, numai ca să ajungi să te întâlnești cu Dumnezeu. Citiți istoria, nu stați, luați istoriile astea la toate sectele, luați și citiți istoriile lumii și o să vedeți. Singura credință desăvârșită este credința lui Hristos, cruce, moarte și înviere. Cine mănâncă trupul meu are viață veșnică, deci nu se schimbă nimic. De asta crucea, când a fost arătată lumii, ea a fost pusă și în mijlocul postului mare, ca noi să o vedem că este vârful pentru care ne luptăm. Trebuie să treci prin Golgota să poți să prinzi lumina taborică sau sfârșitul vieții încununează. Cum te va găsi moartea, așa te va lua, în ce te va găsi, în aceea te va judeca. V-am spus lucrurile astea despre cruce pentru că Petru n-a înțeles când i-a spus Dumnezeu că numele lor sunt scrise în cartea vieții. Și a insistat a doua oară pe aceeași temă. Bine, bine, noi ce facem practic? Și Mântuitorul a explicat aceasta într-o formă foarte categorică. Răspunsul ăsta i-a fost dat lui Petru mai înainte de a fi nevoie să îl dea. Când erau la Capernaum și a vorbit la 5.000 de oameni, afară de femei și copii, și au rămas fără mâncare, apostolii au preferat varianta socială. Descurcă-te! Avem 300 de dinari, oricum nu-i poți hrăni pe toți, satele-s departe, mâncare n-ai de un luat, trebuie să găsim o variantă. Și varianta a fost tot salvatoarea lui Dumnezeu. Un puișor de copil care avea 5 pâini și 2 pești, i-au adus, s-au binecuvântat, a mâncat toată lumea din ele, nimeni n-a văzut forma binecuvântării că a aparținut strict lui Dumnezeu. Voi mergeți și așezați oamenii încete, eu mă rog. Dar la urmă au strâns 12 coșuri de fărâmituri, adică învățătura Evangheliei până la sfârșitul veacului. Dar după aia oamenii, buluc după Iisus, buluc după Iisus. Și ce le spune Iisus? Bă, eu știu de ce mă urmați, nu pentru că credeți, pentru că v-am vindecat bolnavi și v-am dat să mâncați pâine în pustie, asta nu-i credință. Vedeți?
Aici vrea Petru să ajungă. Un împărat bun, vindecă orice bolnav, n-ai treabă cu spitalul, îndepărtează orice dușman, dă de mâncare. Și asta credem și noi câteodată că vrem să alegem, când spunem că mergem la vot. Noi trebuie să ne votăm conștiința, trebuie să ne votăm demnitatea, libertatea, să ne votăm darul de a munci, darul de a fi vrednici, darul de a exista corecți, darul de a câștiga pâinea, cum spune Pavel, n-am îngreuat pe nimeni cu trupul meu. Noi credem că dacă vine unul sau altul, ăla are un izvor, dă de buton, curge lapte, dă de buton, curge mere, dă lapte, curge pâine, dă lapte, curge carne. Nu, frate. Vaca, tu trebuie să o legi de gard, nu să o tai și să o arunci. Capra, oaia, tu trebuie să o legi de gard și să o îngrijești. Găina, tu trebuie să o îngrijești. Stratul, tu trebuie să-l privești. Ogorul, tu trebuie să-l muncești. Că așa i-a spus lui Adam, în sudoarea feții câștigă pâniță. Și aia e o cruce, e o cruce a demnității. E o cruce a omeniei, e o cruce a firescului. E o cruce a ceea ce înseamnă pământesc. Și a spus Pavel, nu lucrezi, nu mănânci. Ați găsit cumva scris în Evanghelie despre ajutorul de șomaj? N-am văzut. Asta este o invenție prin care omul să fie învățat și mai leneș decât este. Pentru că proverbul lui Creangă e foarte categoric, mai ales că ăsta a fost diacon, știa legile bisericii. Golătatea înconjură, dar foamea dă de-a dreptul. Adică, când ți-i fric, ți-i fric, mai faci un foc și te încălzești, dar când ți-i foame, nu mai poți. De aceea, foamea este lăsată ca armă împotriva lenii. Acest soi de draci este numărul cu rugăciune și cu post. Și primul care ne-a demonstrat acest lucru a fost Iisus Hristos. Prima cruce a lui Hristos a fost foamea și setea. Și suindu-l Duhul pe un munte înalt, a flămânzit acolo 40 de zile și 40 de nopți și a însetat nimic mâncând și bând. Și atunci a venit dracul și a zis, hai să-ți dau ajutor de șomaj, hai să-ți dau ajutor social. Uite, vezi muntele ăsta, dacă tot ești Fiul lui Dumnezeu, ia, fă-te o grămadă de pâine caldă. Și atunci Iisus i-a tăiat-o foarte scurt, i-a luat mustățile ca la motan, când îi leg foarte ca și nu mai are miros. Ei! Omul nu trăiește numai cu pâine, nu e animal. Omul trăiește cu tot cuvântul lui Dumnezeu, cu ce? Cu Euharistia. Și fă pâinea aceasta cinstitul trupa Hristosului tău. Și ce e în potirul acesta? Cinstitul sângea Hristosului tău. Și avem pusnicii și avem plin patericul și vețile sfinților de oameni hrăniți de Dumnezeu. Dar o spune chiar Iisus, părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit, când au crezut. La un moment dat au adunat mană, credeau că nu mai dă Dumnezeu mană. Dar cel ce mănâncă pâinea Hristos nu mai moare niciodată. Deci dacă am avea atâta măsură de credință, pământul n-ar da spini și pălămii, dar fi rai. Tot pustiu era plin de un copăcel și un izvoraș la toți pusnici adevărați, care în pustie nu cresc copaci și ia și apă niciodată, că acolo e munte de nisip, steril. În Egipt sunt locuri, n-a plouat de 1000 de ani și totuși ai un izvor la Sfântul Antonie. M-am închinat și am băut apă de la el. Și a zis Dumnezeu, lovește, lovește acolo ca să ai apă. Și un firicel de apă cum ai răsturna o sticlă cu gura în jos. Atât. Și din apa aia se strânge în trei bazinașe mici, din primul să bea, din al doilea să mai face mâncare și să folosește la bucătării și din al treilea, dacă rămâne, să udă puțin grădina și să spală. Și de 1700 de ani izvorul ăla hrănește toată pustia. Mergi 400 de kilometri și nu e un fir de apă, afară de Marea Roșie care e sărat. De ce v-am spus lucrurile astea? Pentru că așa începe crucea, cu jertfă și cu suferință. Nu există cruce de catifea cu tămâie și cu șezlong. Căci din apa umilinței au băut în viață sfinții. Și este la Ioan Iacob poezia cu nemulțumitul care căuta cruci și a luat diamantul, a luat aurul, a luat argintul, a luat platina la rând și nu putea ridica pe niciuna. Și îi spune îngerul prin vis, cele de metale scumpe sunt a oamenilor sfinți care rabd în astă viață foarte grele nevoinți. Cea de stejărel ușoară numai bună pentru el, păcătos și mititel. De aia ni se pune la cruci, la cap. Ați văzut că toate au o taină, dar noi nu le vedem. Când te duci la templar, când a murit cineva, îți faci o cruciuliță ușoară din lemn și îți scrie cu nebru, robul lui Dumnezeu cu tare, doarme aici, născut, plecat. Ei, aia o dai deoparte și vii și torni dita mai tronsonul din beton, dita mai tronsonul din marmură, dita mai gardul, dita mai placa, dita mai monumentul. Te miri că nu pui televizor, aer condiționat și video. Adică
Cum am spus că spune David, omul cu deșertăciunea s-a asemănat și zilele lui ca umbra trec. Spune Mântuitorul Iisus Hristos, cine nu-și ia crucea sa, cine nu-mi urmează mie, cine nu lasă mamă, cine nu lasă tată, cine nu lasă soră, nu lasă frate, nu lasă holde și averi, nu-i vrednic de mine. Și la urmă o să înțeleg, păi, dar cum, îi abandonez pe toți? Nu, nu-i abandonez. Îi ai ca și cum nu i-ai avea, îi slujești ca și cum nu i-ai sluji și îi iubești ca și cum nu i-ai iubi. Sunt, îi respecti, sunt, îi ajuți, sunt, îi prețuiești. Nu sunt, nu te întristezi. Vedeți, luați astea de pe ziar când se dau anunțurile de mormântare. Mare dramă cu tremurătoare, cu tare vedetă e sfâșiată că i-a murit mamă. Eu nici n-a mai murit mame până la vedeta aia și nici de atunci nu o să mai moară. Astea sunt prostii. Sunt ateisme ieftine. Cine n-adună cu mine risipește și cine nu-i cu mine împotriva mea. Cela care mă iubește păzește poruncile mele și eu cu tatăl meu vin la el și ne facem locaș în el. V-am obosit cam mult, știu că vorbesc mult și prost, dar mă voi opri și vă voi spune așa. Pavel mai spune două vorbe. Prin cruce Hristos s-a răstihnit lumii. Acum urmează ca lumea să se răstihnească lui, adică a dat modelul. Până n-o să stați pe cruce ca mine, niciunul nu vedeți raiul. Noi avem crucea noastră. Ai o femeie rea, e o cruce. Ești slab de minte, e o cruce. Ești bețivan, e o cruce. Ești curvar, e o cruce. Ești călos, e o cruce. Ești neputincios, e o cruce. Ești leneș, e o cruce. Ești derbedeu, e o cruce. Ești serios, e o cruce. Ești harnic, e o cruce. Ești gospodar, e o cruce. Toate sunt încercări îngăduite de Dumnezeu, în care Dumnezeu așteaptă nu moartea păcătosului, ci el să vină în sine și să fie viu. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu, îi voi spune că am greșit, părinte, la cer și înaintea ta. Nu-s vrednic să mă chem fiul tău, dar totuși orgoliu și mândria de om și de icoana ta nu mă lasă să văd că porci mănâncă roșcove, iar tu pe slugile tale, pe hargații tăi, hrănești cu pâine și eu pierd de foame. Și vrem sau nu vrem, încet, 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 ne vom îndrepta spre medicamentul nemuririi și tămăduirii sufletului, pâinea cea cerească și din izvorul cel fără de moarte, gustați. Gustați și vedeți că bun este Domnului. Domnul, ce voi da Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Deci vedeți? Vrem sau nu vrem, tot acolo ajungem. Cine n-adună cu mine risipi? Pește, cine nu-i cu mine, împotriva mea. Și nu-l deposedează pe tânărul bogat de averi. Du-te și le dă la calici că ei stau degeaba și n-au chef de muncă. Nu. Îi spune așa, tu fă-ți o comoară în cer. Acolo nu mai fură furul, nu mai fură tâlharul, nu mai îmblă molea, nu mai îmblă rugina, nu mai strică vremea. Vreți pe lumea cealaltă pantofi noi? Dați-i voi de aici. Vreți sarmale candide, dați-le de aici. Vreți o haină bună? Dați-o voi de aici. Vrei o pătură bună? Dați-o voi de aici. Vrei un par de apă bună? Dă-o de aici. Vrei o friptură? Dă-o de aici. Vrei o prăjitură? Dă-o de aici. N-a așteptat să mori tu cu mâini de pe chept și să vină altul din urmă să împărțească. Ăla va împărți cu aceeași milostivire care ai avut-o tu când le-ai adunat toate grămadă și ți era să-ți mănânci de sub unghie. Nu! Fă-ți tu singur, prin Dumnezeu, ceea ce vrei să-ți facă ție Dumnezeu. Tot în Evanghelie scrie acolo că cine dă cuiva un pahar de apă în numele meu, nu-și pierde plata. Dacă în numele lui Dumnezeu dai un pahar și nu pierzi plata, dar dacă îl dai în numele tău, cum a întrebat cineva, cum să-mi dau de pomană? Foarte bine, zic, aruncă peste gard. Ei, părinte, așa. Pe atunci caut un sărac și dă-i o sacoșă de pâine. Bă, ia o sacoșă de pâine caldă, să fie de sănătatea și de sufletul meu, când noi mai fi. Atât. Și treceți să vă încarneți el faptele bune. Nu trebuie să tai vaca, nu trebuie să vinzi casa, nu trebuie să împrăști salarul. Întotdeauna întinde cuiva ceva, să nu treacă o zi fără o faptă bună. Că e un măr, că e o eugenie, că e un sfat, că e o bomboană, că e o felie de pâine, că e un sandwich, dar fă-o. Asta te face creștin. Asta te face să urci, cum spune Părintele Stăniloae, treaptă cu treaptă pe cruce până se termină treptele. Și când se termină treptele, caz nu, plutești, că deja ești omul Duhului. Dacă suntem în trup, în trup să și umblăm, Apostolul Pavel, dacă suntem în Duh, în Duh să și umblăm. Căci Duh este Dumnezeu
și va veni o vreme când vă veți ruga Tatălui nici în Ierusalim, nici în Garizim, ci în Duh și în adevăr. Căutați acest adevăr al crucii lui Hristos. Eu sunt adevărul, calea și viața. Umblați în lumină ca fie ai luminii, cât lumina este la voi, căci cel ce umblă în întuneric nu știe unde merge. Și repet, schema este simplă. Cel ce mă iubește, păzește poruncile mele. Își ia crucea sa și-mi urmează mie. Amin.